Dragii mei, avem un Dumnezeu mare. Biblia spune că dacă Dumnezeu nu s-ar gândi decât la El și și-ar retrage Duhul și suflarea, într-o clipă, tot ce este țărână ar intra, tot ce este tină ar intra în țărână, într-o clipă. Dar Dumnezeu nu se gândește, El nu ne-a creat ca să ne introducă, să ne ducă în țărână. Ne-a creat așa cum era aici cuvântul, să fim fericiți. Dar vedeți, fericirea adevărată, era vorba aici de mai multe fericiri. Dar printre altele, spune aici în Psalmul 32, neprieniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Sunt și condiții ca să te poți bucura să fii un om fericit. Trebuie să ai inima fără prihană. Dar inima fără prihană nu poți să o ai dacă nu-L ai pe Dumnezeu în viața ta. De-aia Biblia spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui. Neprienirea lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu-L ai pe El, nu poți să ai fericirea reală. Zice aici versetul 1 din Psalmul 33. Neprieniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Cântarea de laudă. Oamenilor fără prihană. Degeaba îi spui la un om care nu are starea aceasta și nu-L primi pe Domnul și nu-L acceptă să fie fericit, să fie mulțumit. Mulțumirea de care era vorba nu va fi niciodată. El va oscila. Mulțumirea nu depinde de și fericirea de cele materiale. Spune aici în Psalmul 50, uitați ce frumos spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Cine are o inimă mulțumită, zice Biblia, în Proverbe 15:15, are un ospăț necurmat. Un ospăț necurmat. Dacă vrei să ai un ospăț necurmat, trebuie să ai o inimă mulțumită. Toate problemele acestea pornesc din interior spre exterior, la nivelul omului interior. Acum, noi avem o sărbătoare aici la Nădlac, dar nu cumva să lipsească sărbătoritul. Sărbătoritul e Domnul Iisus, Stăpânul. Fără El totul e zero. Zero. El este Stăpânul, El este Capul, pe El îl lăudăm, îl înălțăm, îl binecuvântăm. Știți ce spune Biblia în Matei 16? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Tu ești Petru, Petros, aici la subsol în greacă. Și pe această piatră, care e Petra, nu pe Petru, pe Petra, voi zidi biserica mea. Dar care e piatra pe care se zidește biserica? Mărturia lui Petru. Și care a fost mărturia lui Petru? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pe această piatră se zidește biserica lui. Și Domnul spunea, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Dragii mei, imperii care au fost, vedeți, sunt și catedrale extraordinare în lume, peste tot, care mai de care încărcată. Nu cumva să credem că clădirea are valoare înaintea celui preanalt. Cei ce fac parte din biserică, mântuiții, sufletele create de Dumnezeu, aia are valoare înaintea celui preanalt. Prețul adevărat e cel ce îi mântui, cel ce intră în biserică și îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Stăpân și Domn. Eu voi zidi biserica mea, biserica este a Lui, nu e a lui fratele Andrei,
nici altora de aici, nici înaintașilor care au fost. Ei au fost doar niște elemente, niște pietre folosite de cel preanalt. Dar valoarea adevărată este El, este Domnul, e a Lui biserica. Eu voi zidi biserica mea. Apoi biserica Lui este în creștere. Eu voi zidi până la apogeu, până se împlinește numărul mântuiților. Și Biblia spune, de la Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Știți cine pune mâna pe împărăție? Cei ce dau năvală. Cei ce se gândesc la sufletul lor, că au și un suflet. Pentru că Biblia spune, pentru cel neprienit, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Și Dumnezeu vrea omul să fie mântuit, dar nu-l obligă. Dumnezeu ne vorbește, dorește. Pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci viața lui, dar nu ne obligă pe niciunul. De aceea, în ultimă instanță, vom și da socoteală înaintea celui preanalt. De aceea suntem și responsabili de hotărârile pe care noi le luăm. Biserica este în creștere până ajunge la apogeu. Biblia spune, o parte din Israel a căzut într-o împetrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Dumnezeu se va întoarce cu toată inima din nou spre Israel. Și încă noi suntem în ultima perioadă. De aceea trebuie să dăm nevală să facem parte din mântuiții Lui, din biserica Lui. Știți pentru ce l-au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos? Biblia spune că la un moment dat Domnul a spus că El e Fiul lui Dumnezeu. Un al doilea motiv, pentru că desfințat, spuneau ei, ziua sabatului, ei nu puteau accepta. Dar un al treilea motiv, spune acolo în Matei, capitolul 21, versetul 43, spune că de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va împlini cuvintele acestei cărți, acestei promisiuni a lui Dumnezeu. Era vorba de biserica lui. Și de atunci biserica a rămas până în vremea noastră și a este în creștere. Nu v-a spus întrebarea de ce imperii care au fost și nu mai sunt? Împărății, națiuni puternice, au fost și s-au dus. Iar biserica a rămas. Și biserica va rămâne până va veni Domnul, pentru că ea este în mâna Lui, ea Lui. Stăpânul Universului o focaliza toată dragostea Lui spre biserică și este a Lui, îi aparținem Lui. Și de aceea biserica va rămâne până când va veni Domnul. Eu doresc în această zi, Doamne, binecuvântă în continuare biserica din Nădlac. Ajută-ne, Doamne, cu toată inima să slujim Ție. Auziți ce spune în Apocalipsa, capitolul 1. Zice aici, când l-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Și aici trei lucruri le amintesc. Un prim lucru, dragii mei, noi sărbătorim aici, pe El îl sărbătorim, dar nu un mântuitor mort, ci un mântuitor viu. Hristos este viu. El își împlinește promisiunile, va veni din nou să ducă la El. Pe cine? Pe cei ce sunt vii și ei. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug. Marea întrebare când plec în această zi de aici este, am viață din belșug? Dacă nu, neapărat. Trebuie o reformă absolută în viața mea, o apropiere de Dumnezeu reală, nu imaginară. Dumnezeu nu vrea să-L slujim, dragii mei, numai din când în când, la anumite sărbători, da, de unde? Viața scurtă pe care ne-o dăruit-o, El vrea să o trăim pentru El. Atunci El ne garantează dincolo veșnicie. De aia spune Biblia, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și-o am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cel viu. Biserica Lui crește, în creștere, este vie. Ea umblă, se mișcă, ea nu-i statică, nu-i statică. Biserica Lui este în mișcare, în creștere, până se împlinește numărul mântuiților. Și atunci Domnul va veni și îi va duce la El. Un al doilea lucru aici,
cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Un al doilea lucru, avem un mântuitor biruitor. Pe cel rău nimeni nu l-a putut birui, dar l-a biruit Domnul Iisus Hristos. El l-a biruit. Dar mântuiții lui sunt vii și un al doilea lucru, trebuie să fie biruitori. Lupta nu este simplă. Pentru că mă gândeam aici la multe lucruri, printre altele, există tendința de toleranță, să tolerăm lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Biblia spune că poporul pierde din lipsă de cunoștință. Cercetați scripturile, pentru că considerați că în ele aveți viața veșnică, dar însă și ele mărturisesc despre mine, scripturile. Când cercetăm aici, găsim ce-i după voia lui și ce nu-i după voia lui, ce-i place lui și ce nu-i place. Cum vrea Domnul să trăim, dacă suntem ai lui, nu trebuie să călcăm pe urmele pașilor lui. Biblia spune în Ioan, în epistola lui, cum a fost el, Iisus Hristos, așa trebuie să fim și noi în lumea aceasta. Sunt ca și el, am vorbirea lui, privirea lui, gândirea lui. După ce umblu eu, care sunt tendințele, dorințele, aspirațiile pe care eu le am? Toleranța. După toleranță știți ce vine? După ce omul acceptă și lucruri bune și lucruri rele, urmează în continuare cel de-al doilea lucru, care nu e altceva, dragii mei, decât un amestec. Un amestec și foarte periculoasă această stare. Uitați ce spune Biblia, printre altele, vis-a-vis de această subliniere. Aici, în cartea Deuteronom, zice aici și în cartea împăraților, în Deuteronom, Domnul va depărta de tine orice boală, dacă te vei păstra curat. Nu-ți va trimite niciuna din molimile rele din Egipt pe care le cunoști și va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. Va nimici, să nimicești toate popoarele care erau în jurul lui Israelului, vorbea aici, e vorba de lucrurile firești, tot ce este rău, dăunător, tot ceea ce nu face altceva decât să-L întristeze pe Dumnezeu, să nu le accepți în viața ta. Toleranța, amestec și în final un împrumut. Când împrumutăm lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu din lumea aceasta, sigur, spune aici, astfel ele se închinau, ei se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeului lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduierile lui, nici de legile lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Făceau și una și alta. La ora actuală, ăștia sunt creștinii de astăzi, majoritatea. Un amestec. Au și numele Domnului pe buzele lor, dar în același timp și numele celui rău. Le fac și pe una și pe alta. Și Biblia în această zi, dragii mei, pentru că este o piatră de hotar aici, în biserica din Ădlac, să ne cercetăm și apoi când plecăm de ei să plecăm cu hotărâri sfinte de apropiere de Dumnezeu, de a face voia Lui. Ce frumos! Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Să știți că biserica va rămâne în picioare, indiferent ce se va întâmpla pe pământ, până la venirea Domnului. Biserica va fi biruitoare pentru că este în mâna Lui. Domnul spunea că noi suntem cu El în mâna Celui Preanalt, în mâna Stăpânului Universului. Și din mâna Lui, Dumnezeu, nimeni nu ne poate smulge. Nu ne poate smulge nimeni. Dacă noi suntem hotărâți, alipiți de El, să-i facem voia Lui și să trăim după planul Lui. Dorim în final, Doamne, binecuvântă tot poporul prezent. Ajută-ne să ne păstrăm o viață de credință reală. Și Biblia spune, uitați-vă la înaintașii noștri și uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Credința e un lucru mare. Prin credință noi suntem biruitori, prin credință putem merge înainte, prin credință suntem păziți de puterile celui rău și prin credință, în ziua aceea, ne vom putea întâlni cu Domnul nostru. Domnul să binecuvinteze biserica din Nădla. Dar să aibă în vedere pe cei ce fac parte din biserică și musafirii casei Domnului. Doamne, vom pleca la ale noastre, dar ajută-ne să plecăm cu această hotărâre și decizie. Vrem să slujim, vrem să-ți aparținem și vrem cu toți cei dragi ai noștri, Doamne, să moștenim împărăția și să fim la acea sărbătoare. Sărbătoarea de astăzi, sigur, e umbrită. Și toate sărbătorile de ei sunt umbrite de marea sărbătoare care va fi în cer, în ziua aceea la Dumnezeu. Acolo va fi sărbătoare absolută. Dar până atunci, noi trebuie aici cât suntem să-L slujim și să-I facem voia Lui. Amin.